Frica de medic e o boală care ucide zeci de mii de români. Mor în fiecare an cu zile pentru că ajung la doctor prea târziu sau chiar niciodată. Statul, sigur, nu ne încurajează. Nu există o lege a prevenției, nu știm câți bolnavi avem, iar programul de analize gratuite, teoretic îmbunătățit anul trecut, nu se aplică. În plus, puținii medici de familie care își îndrumă pacienții spre controle de rutină devin din ce în ce mai rari. Iată un nou episod din campania Sistemul dăunează grav sănătății. Constantin Mereuță e un om încercat. Avea aproape 30 de ani când a fost diagnosticat cu cancer la gât. S-a vindecat, dar apoi nu a mai dat mult timp pe la doctor de teamă să nu mai afle vești rele. Probabil și din lipsa noastră, probabil nici medicii nu știau să ne convingă că e mai importantă prevenția, adică să ajungem să îmbolnăvești. Abia după 30 de ani, un nou medic de familie l-a convins să-și repete analizele. A primit a doua lovitură din viață. Diagnosticul a fost de cancer la prostată, stadiul 1/2. Puțini pacienți sunt diagnosticați atât de devreme. El a fost din nou norocos. Au trecut 6 ani de atunci și n-a mai sărit niciodată peste controle. Prevenția e strategia unui stat sănătos în care medicul de familie își sună pacienții să le amintească de analize de rutină. Pe scurt, singura cale de a salva un om înainte de a fi prea greu, prea scump, prea târziu. Rolul pentru care asistența primară ar trebui să existe într-o țară este exact acest lucru, prevenția. Noi nu prea dăm noi bani pe prevenție, pentru că ne interesează să tratăm omul. Cred că o să mai dureze până o să avem momentul în care medicul de familie ne sună acasă și ne spune: știți, domnul Tătaru, trebuie să veniți la evaluarea anuală. Cred că este sistemul la care tânjim toți. Pare un viitor îndepărtat într-o țară în care nu există cultura prevenției. Iar ca să vină de bunăvoie și nesilit de nimeni la medic, românul ar trebui să se împrietenească cu un sistem deseori înspăimântător. În general, pacienții români nu beneficiază de foarte mult confort. Sunt obișnuiți în mod istoric că la doctor se vine cu ceva, că trebuie să stea la coadă cu orele și că trebuie să dea șpagă și că cine știe cum îi prinde întoane pe medic. În toată istoria recentă, România beneficia de un singur mare program de prevenție în 2008. Un proiect de peste 30 de milioane de euro în care aproape jumătate din țară a trecut pe la doctor. În luna nașterii toți primeam scrisoare acasă, iar medicii de familie ne îndrumau mai departe. Eu am descoperit fantastic de multe, marea majoritate a dislipidemiilor și diabetelor le-am de atunci. Hipertensiuni, valvulopatii, la pacienți care nu mi-au venit ani de zile. Le-am spus și la anul, luna în care ești născut, vii la control. Și oamenii veneau. Doar că la anul s-a schimbat guvernul, iar noul ministru al sănătății, Ion Bazac, a oprit proiectul. Niciodată rezultatele nu au fost centralizate. Ar fi fost prima oară când am fi știut câți bolnavi avem cu adevărat. A fost, cred că, printre puținele programe în care lumea s-a dus cu voioșie. Azi, 14 ani mai târziu, avem un alt program de prevenție. Toți românii peste 40 de ani pot merge o dată pe an, inclusiv în privat, să-și facă analize gratuite, fără să mai existe un plafon de la stat. Nu doar că pacienții nu știu, dar nici clinicile nu au aflat, la aproape un an de la lansarea programului, și continuă să răspundă că nu mai sunt fonduri. Doar începând cu luna iunie se poate, cel mai devreme. CNAS-ul nu ne-a oferit aceste informații la nivel de call center. Care program de prevenție națională? Singura posibilitate este cu discount de 50%. Bilete pe prevenție puteți să veniți, nu e nicio problemă. Medicii de familie recunosc că ei nu prea trimit dacă nu sunt plătiți suplimentar. Mi-am demonstrat istoria că maximum 5% din serviciile făcute de un medic de familie sunt în zona asta de prevenție. Rezultatul e că România arată așa. Colceac, Prahova. O caravană de studenți și rezidenți la medicină, toți voluntari, improvizează în Căminul Cultural un spital de campanie. Pe mese, printre lăzi de bere, oamenii din comună au parte de o experiență fie unică în viață, fie unică în decenii. Analize de sânge, ecografii, electrocardiograme. Gata viața! Gata! Gata! Păi ciupi, mamă! Gata! E pentru prima oară când Mădălin, un tânăr de 18 ani cu dizabilități, face analize sau consult amănunțit. Nu aș avea posibilitate financiară să merg să fac și să umblu, cum s-ar zice pe românești.
Nevoie, vă dați seama că toți avem nevoie și dar nu aș avea. Fără voluntarii de azi, oamenii de aici nu ar fi avut altă șansă să ajungă la medic. Cu rinichi, sunt ambulat și rinichi. Știați? Nu. Păi de unde știu? Dacă n-am făcut ecografie, de unde să știu? Când ați făcut ultima oară ecografie? Cred că când m-am internat, prima dată ce am să ies, aveam 58, dar și acum am 73. Câți e? 15 ani. E, de atunci. Când eram noi mici, aici exista un punct sanitar unde medicul venea o dată pe săptămână și nu mai e nimic. Nici măcar un asistent. Ce ne-a dus aici, vedeți joia viitoare, la Observator.